Copiii care activează la Casa de Cultură Ina Roman din Medgidia s-au dovedit încă o dată extrem de talentați. Toți cei prezenți au admirat timp de minute în șir creațiile celor mici. Expoziția a cuprins atât pictori tradiționale pe hârtie, cât și creații artistice deosebite pe tricouri și obiecte vestimentare. Organizatorii consideră că astfel de expoziții trebuie să scoată în relief munca tinerilor care petrec ore în șir la cursurile de pictură. Cred că este important să arătăm în această seară munca acestor copii, acestor îngerași care au expus și în stânga noastră și în spatele nostru cu multă muncă aceste exponate și vă rog să-i aplaudați pentru că au nevoie de aplauze dumneavoastră. Titlul expoziției este inspirat de una dintre temele regăsite la vernisa, și anume pictarea de către copii a jucăriilor preferate. M-am gândit să realizez ceva cu copiii care să fie exact pe pragul lor și să țină exact de strict de copilăria lor. Deci m-a preocupat primordial acest lucru, copilăria. Și i-am întrebat, bineînțeles, ca întotdeauna, între noi există o comunicare permanentă și toți au răspuns afirmativ că da, li se pare o idee interesantă să își picteze jucăria preferată. La vernisaj a participat și un reprezentant al primăriei care le-a înmânat copiilor câte o diplomă în semn de recunoaștere a talentului deosebit și muncii depuse în realizarea lucrărilor. Ana Tiron. Pictura este deosebit de importantă în viața celor mici, spun specialiștii. Arta de a îmbina culorile, de a trasa conturul și inspirația de care depinde unicitatea lucrării, reprezintă câteva dintre caracteristicile pe care cei mici și le dezvoltă și care sigur îi vor ajuta în viața de zi cu zi. Orice tânăr are nevoie de un strop de simț artistic pentru a se desăvârși ca individ într-o societate atât de plină de alb și negru.